Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Doreș și astăzi continuăm seria noastră din Euro Truck Simulator 2. Dragii mei, suntem în Alexandria, așa cum v-am promis din episodul trecut și, bineînțeles, suntem pe harta României. Alexandru Tim 05 Beta. Da? Deci nu e versiunea lansată încă, dar eu vă arăt cam ce vă așteaptă pe noua versiune. Așadar, continuăm cu exploratul și, bineînțeles, astăzi vedem această parte de sud, hai ca să spunem, a României. Practic o să mergem din Alexandria până în București. Și după aceea o să ne mai rămână Constanța, bineînțeles cu Călăraș și ce mai avem acolo, Cernavodă, și o să mai avem și Giurgiu, dar când va fi finalizată în întregime. Una peste alta, astăzi așadar, Alexandria, București. Hai să-i dăm drumul, să vedem cum ne descurcăm și să vedem ce găsim în apropiere de București și pe drum, de ce nu? Că știți foarte bine că băieții lucrează motamu cu realitatea și cred că avem cu siguranță ce ne bucura ochii. Bun, să-i dăm drumul. Ia auzi-l cum pornește, bă. Auză, bă, cum pornește bătrânul Savien, bătrânul. Ok. Dorel. Bă, nu o să aprindem luminile, că merge și fără. Avem lumini, dar... Ia, n-are rost. E mai frumos așa. Bun. Să-i dăm drumul, zic. Uitasem de o chestie. Uitasem să îmi pun trachiarul, ce să vezi. Nu-i nimic, rezolvăm imediat. Că fără trachiar nu mai putem, că ne-am învățat cu trachiarul. Și e un pic aiurea. Așa că încercăm să facem să fie treaba cât mai ok pentru toată lumea. Cam asta zic eu. Hai să dăm drumul și noi la aplicațion. E, altceva, tat. Altceva. No? Altfel stai de vorbă acum. Ia uite ce frumos. Să-i dăm drumul, zic. Alexandria, să știți că nu avem foarte multe chestii. Un garaj și două firme, din ce am văzut eu, două sau poate chiar trei. Uite, văd acolo și reprezentanța DAF. Adică, mă refer, bine, eu sincer să fiu, nici n-am fost vreodată în Alexandria. Sau am trecut prin Alexandria? N-am trecut prin Alexandria, spre rușinea mea. Deci nu am ce referință. Nu am nicio referință, asta am vrut să zic. Dar și ăsta de angajare. Ia uite, bă, erau oameni pe acolo, ați văzut? Ok. Hai să vedem. București, tot înainte. Nu avem GPS, așa că mergem după indicatoare, să vedem dacă au făcut treabă bună băieții. Ia uite, asta cred că e ca în realitate, că de obicei băieții lucrează la detalii. Aoleu, mama ei de semnalizare, mâncava-și talentul vostru. Hai, gogule. Mamă, ce bătrâne să avem ăsta, abia pleacă de pe loc. Nimic, ne descurcăm. Mergem iarăși cu o mașină de salvatori. 84 de kilometri până la București. Până aici totul bine. Aici e o altă firmă.
Cred că da. Posibil. Op, stai pe drum. Stai pe drum, Gogule. Mamă, cum face volanul în mână, ești nebun? Da. Avem 50 de km la oră. Bă, încercăm să mergem regulamentar. Roleplay, tată, roleplay. Ușurel, așa, fără grabă. Fără grabă, că tip este. Să aprindem totuși luminile. A, fie. Să se vadă mai frumos. Bine, normal aici nu cred că e limitare de 50, dar bătrânul meu Saviem, dacă merge cu 80, s-ar putea să-i sară tablul. El? Ditănești. Ia uite-o. Mamă, ce claxon avem. Ok. Bă, ce frumoasă e harta asta, Doamne, deci mă uimește de fiecare dată, deci n-ai cum, frate. Și credeți-mă pe cuvânt că am jucat multe hărți din ETS2, adică n-am cum să nu compar. Nu am cum să nu compar. Și mai ales când e de-a ta, e de România, adică arată, domnule, arată. A, îmi spusese cineva, uite, chiar uitasem de chestia asta și țineam numai decât să menționez. Îmi trimisese mesaj că nu pot să-i dau harta, că plătește oricât. Băi, oameni buni, deci, voi înțelegeți dacă vreți un lucru. Important în viața asta e să ai răbdare și să te bucuri de lucrurile alea și să faci și pe ceilalți să se bucure de ele la momentul oportun. Eu nu am primit această hartă, această versiune de beta ca să o dau. Eu am primit ca să o testez, să vă arăt despre ce este vorba, să știți cum și ce se lucrează. Mai așteptați un pic și o veți cumpăra direct de la oamenii ăștia. Oamenii ăștia își alocă timp, din timpul lor personal, din timpul lor liber. Își, pur și simplu, îți dedicați, îți pasionați. Băi, susțineți-i pe ei, nu, eu nu am nevoie. Și mai mult decât atât, e vorba de respect. Nu mai încercați, că nu... Nu e ok, nu e frumos. Oricât ați fi, băi, nu ai bani, nu știu, nu ești prea mic, nu ai card, nu ai... Bă, da, măcar un bun simț așa, din respect pentru câtă muncă e la harta asta. Măcar abține-te, taci. Pe bune, nu mai cereți lucruri care știți că sunt private. Nici cu bani, nici fără bani. Aveți aveți posibilitatea să achiziționați. Aveți posibilitatea să ajutați. Nu stați, fraților, pe tușă, nu mai piratați, numai că nu e ok, gata, s-a dus cu furăciunile, terminați-o. Doar așa o paranteză. Fiți un pic mai responsabili. Și credeți-mă că o faceți pentru voi, nu pentru altcineva. Au, ce pecu frumos aici. Hop. Ce faci, bă, blangicule de galați? A, e bine așa pe aici? Cred că aia e o centură ceva. Nu știu, n-am văzut niciun indicator, dar zic și eu. Aici e cale ferată. Frumos, îmi place. Nice. Giurgiu la dreapta, dar nu e cazul. Noi mergem în București.
Bine, acum sincer să fiu, de curiozitate, așa, știu că nu, știți că eu nu fac de obicei din astea. Vreau să văd, mai avem pe centură, ce vorbești? Mai avem treabă pe centură. Ok. Pe partea de sud noi o să intrăm pe centură, ca să știți. Uite, bă, camerele de rovinetă, a? Avem rovinetă, avem pe dracu. N-avem, dar ce vorbești, bă, că am venit acum la rovinete cât să avem. Bujoreni. Ok. Am trecut prin Bujoreni. Atenție, da? Pentru cunoscători. Ce n-am mai văzut? Bine, posibil să nu fie pe partea asta. N-am mai văzut să treacă pietoni, pe trecere pietoni. Știți că pe versiunea anterioară mai aveam de ăștia, mai vedeam că mai trec. Nici în episodul trecut, nici în episodul ăsta n-am văzut chestia asta. Posibil să nu fie ajuns băieții până acolo. Eu doar am sesizat atât, nu am dat în cap. Ca să se știe. Hai, tăticule, mamă, ce greu urci la deal, mâncați-a și păpădia lui matale. Prunaru, suntem la Prunaru. Uite, bă, ăsta cu cerealele, ia uite, mă. Asta e ceva nou. Tractor cu remorc frumos, bravo, bravo. Bravo, nete, sunt doi pe drumuri, nu vezi așa ceva. Ia uite, bă, ce e asta? A, de intrare ceva, ia. În limită, e limită de județ? Teleorman. Aia zic, județul Giurgiu. Ce frumos se vede încolo. Opa, stai că a prins curaj. A prins curaj să aviem-o. Ia uiteți, ia uitați, boșilor, ce frumos se vede. Totul bien, totul bien. Lăsăm încetişor, suntem în localitate. Da, ne place. Ne place. E ce trebuie. Apropo, lângă Alexandria, să știți că aveți și o parcare chiar înainte de a intra în oraș. Pe partea cealaltă, eu acum am mers spre București, dar în partea cealaltă aveți o parcare chiar înainte de a intra în Alexandria. O parcare destul de interesantă. Cred că și în realitate există acea parcare acolo. Doar că eu am uitat să trecem un pic, să facem un rond și pe acolo, dar v-am spus ca să știți că aveți unde să parcați dacă nu optați prin Alexandria.
Bă, și îmi plac iarăși indicatoarele astea puse câteodată așa pe o parte. Adică, să care România, ce vorbești? Ia uzi, mă. Salvare, poliție, unde ești, mă? E în spatele meu, mă? Pe mine mă oprește? Bă, n-am făcut nimic. A, ba nu, mă, aici e. Ia uite, mă, poliția. Filtru, filtru, boss. A, l-a oprit pe prost ăsta. Asta zic, ia-i permisul. Ia-i permisul, nu-l ierta. Așa da, mă. Am crezut că l-am în spatele meu, am crezut că vine după mine. Opa, aici avem petrol. Ta-da-da-da. Ce e aici? Opa, uite iarăși aici un Bugulescu. Hai să facem o poză ca să arătăm la băieți. Dar cred că asta știe, că am văzut că se discuta chestia asta cu indicatoarele. Stai așa un pic. Să facem și o poză aici. Ca să aibă băieții tot ce trebuie. V-am spus, sunt și eu tester, într-un fel. Trebuie să aduc și eu la cunoștință dacă găsesc diferite buguri. Vă dați seama că la câte detalii sunt, se mai omit anumite chestii. Nu că pur și simplu... Bă, ai foarte mult de treabă, te ocupi de un lucru, că eu știu ce se întâmplă. V-am spus, am lucrat și eu la o hartă și știu și eu câtă muncă e. Și te iei cu chestia aia și când o rezolvi, treci mai departe, nu te mai uiți că mai ai poate un indicator în urmă, că înțelegeți? Dar voi, cei care aveți versiunea 0.4, cu siguranță știți că astfel de buguri nu ați găsit. Dar asta fiind o versiune beta, test, trebuie să zicem că e de test. Ba, am luat-o bine? Nu știu. Mai găsim și astfel de buguri și colo. De-aia le și filmez, adică nu vreau să... Vreau să arăt exact ce e, înțelegeți? Ca să vedeți că băieții lucrează și încearcă să remedieze tot timpul. De-aia se testează, de-aia nu am numai eu versiunea asta de beta, o au mai foarte mulți. Și ce nu vede unul, vede celălalt. Și uite, așa se rezolvă micile buguri, că până la urmă astea sunt niște mici buguri, nu? Nu e cine știe ce. Poate băieții chiar știu de ele, pur și simplu n-au ajuns ca să le rezolve. Da, știți cum e. Un ochi în plus nu strică. Bă, dar greu am circulat pe partea asta pe aici. Greu, frate. Valea Plopilor. Ia uite ce frumos. Ia uitați ce frumos. Aici e o leacă de cimitir. Mamă, zici că moare Saviemul meu la deal. Să moară Cibila, dacă vă mint. Zici că își dă duhul. Săraci salvatori. Bă, dar ce frumos se vede în zare. Să moară Jana, dacă te mint. Frumos, domnule, frumos. Ce-i frumos, e frumos. Ia auzi, mă, iar poliție. Ia uite ce-mi place aici. Ia uite ce frumos arată aici. Mamă, și astea sunt... ușor, tăticule, ușor. Uităm și noi să vedem pe străzile astea adiacente ce mai găsim. Da,
Dar casele, clar, ale noastre, nu. Foarte faine texturile. Ia uite, rom petrol. Aici e o pensiune ceva. Opa, am ajuns la centură. Ok. A? Ba nu, ba nu. Am crezut că am ajuns, dar nu. 70. București tot înainte. Ba, ce frumos se vede, bă, băiatule. București 25 de kilometri. Aici avem parcare, dar ce e asta, autostradă? Sau am intrat pe centură? Ia să intrăm un pic în parcare. Stai, stai, că se aude poliția, sper că nu după noi. Tași, mă, din gură, nebunule. Gata, opresc. M-a oprit poliția. Ok, ok. Of, 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 of. Ia uite bă, că a mai intrat și altul în parcare. Ia, parchează? Nu parchează, ăștia doar au intrat așa pentru prezență. S-au speriat de poliție, mă, de filtrul ăla. S-au speriat de filtru, mă. Ok, ia să vedem. Unde suntem? Aproape de centură suntem, mă. Da, mă, suntem aproape. Ok. Ok. Hai. Hai, Google, dai să... Ia uite-l, bou, uite, bou, l-am văzut, uite-te unde sunt, uite-te, uite-te, na. Na, că avea loc, dar el vrea el să intre el în mine, să-i dau eu lui asigurare, dau pe... Aia e, boule. Aia e, boule. Bă, ce idiot, bă, doar l-am văzut în oglindă. Dar am crezut că se oprește, știi? Hai că ne lasă, ne lasă. Bravo, băietul. Mare om, mare caracter. Asta zic. Așa, da. Frumos, domnule, frumos. A, deci asta e o bucată de autostradă, mă, băiatule. Un fel, hai să spunem. Să ai un național cu două benzi, nu e autostradă. Ia auzi, bă, ia la poliție, mă. A, mă, dar ce... Se aude tare rău de tot, mă. Ia uite, ia. Uite, ia pe golan. Dreapta. O, mama mea, că tare vă mai sună goarnele. Ne apropiem de București, ce vrei, aia e. Ia uzi, salvare e asta, pompier, ce? Maa, na mă băieți, ce frumos e. What the fuck? Ce-a fost aia acolo? Unde e mă ăla? E pompier, mă! Ce găuri! Fuck! Ia uite, mă, ce e pe aici, mă, băiatule! Ce drum avem aici! Bă, dar nu mai trece ăsta, mă. Mi-a spart urechile, mă. Bă, băieți, fără... Bă, o idee, o idee, volumul la poliție și la salvare mai încet. Adică, nu e des când se aude, dar parcă se aude prea tare, frate. Eu știu că așa ar trebui, dar parcă e prea de tot.
Poate reușiți totuși să dați volumul mai încet la poliție și la pompieri, salvare și așa mai departe. E bine că a început să și plouă. Vedem și noi care e treaba pe timp de ploaie. Eu înțeleg acum că am intrat pe centură. Cam așa cred. Ia uși. Ia uși, bă, băiatule, bă. Zici că au spart ăștia magazinul. Buda. Merge tot înainte. La un moment dat trebuie să dăm de ieșirea spre Giurgiu. Nu știu dacă e asta. Măi, cu tunete, cu fulgere, cu alea. Merge mai repede asta? Merge, merge. Nu mai fac față ștergătoarele aici, nebun. Ce să faci? Se mai întâmplă. Se mai împlântă. Bă, aș fi putut, sincer, să fiu... să înregistrez din nou, să arăt... că nu sunt bâtă, dar prefer să nu. Lăsăm așa cum e. A? E bine acum? Eu nu știu dacă e bine. Vedem noi imediat. Nu e bine, ceva nu e bine, stai. Stai că mă vâr pe aici să mă arăși ăla. Ba da, mă, e bine. E bine sau nu e bine? Bă, nu cred că e bine. Asta mă întoarce înapoi. Trebuia să iau pe partea asta la altă, mă. Dar ce este pe contrasens? Mamă, vezi, mă, ce nasole fără indicatoare, bă, băiatule. Nu cred așa ceva. Ai, bă, că am luminile aprinse, ce-i cu tine? Da, mă, eu pe partea aia de trebuia să fiu. Ok. N-ai treabă, mă, cu mine, mă. Eu v-am spus că sunt as la așa ceva. Bun, și acum cum procedăm? Că acum eu mă întorc înapoi, de unde am plecat sau cum? Doamne! Oh, ce viteză are bolovanul! Trebuie să mă întorc înapoi, bă, fraților, stați așa! Doamne, iartă-l pe Dorel că nu știe ce face! Bă, dar cum reușesc eu să fac chestiile astea, bă? Ia să facem noi o treabă românească aici! Asta zic, ia, asta-i. Mamă, dar acum era dusă și licența, și permisul, și tot. Aia e. Român din Germania. Bă, dar nu, chiar îmi place ce a ieșit. Episodul ăsta chiar îmi place. Avem din tăti în el. Ok. Acum, acum suntem pe drumul cel bun. Sunt sigur de asta. M-a spart ploaia asta. Hai că depășește autocarul dacă e dorelare. Să-ți moară ține motorul. Hai că te-ai găsit tu cu savieu, îți depășești autocarul. Ce să vorbim? Bă, dar ce boate vâjuiești, nebun, iau-s.
Doamne, ce bate vântul. Nasol că nu vedem nimic. Ia să tragem noi în parcare, mai bine. Că e nasol, nu prea se vede mare lucru. Aș putea să umblu la butoane, dar nu e cazul, nu e ok. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. Of, of, of. Asta e. Bun. Bun. Ce să... Aia e, mai dăm și cu strănut, cu alea. Băi, ce să... Ne oprim aici. Am ajuns pe centură. Suntem în partea de sud, așadar. Cu gafele de rigoare. Pare rău, ce să fac, ăsta sunt. Bă, n-am avut indicatoare. Ați văzut, am mers fără GPS. N-ai indicatoare, nu știi pe unde să te duci. Hai să fim realiști, nu ne dăm mari cocoși acum, că nu merge treaba așa. Eu știu din experiența mea pe comunitate că dacă n-aveam GPS-ul, eram mort. Că indicatoarele... Sunt indicatoare, mai scap cu vederea 1-2. Da. Te mai salvează GPS-ul. De exemplu, uneori GPS-ul mai lua razna și nu mai știa pe unde îi nici el. Și atunci trebuia să fii foarte atent la indicatoare. Dar pe autostradă mergi repede. Trebuie să le faci, să le gândești la fel de repede și acțiunile tale. În fine, una peste alta, sper că ați înțeles situația, nu... O luați, tratați-o ca atare. Eu nu m-am amuzat și chiar mi-a plăcut. Așa că, dar, eu zic că aici un episod reușit. Alexandria, București. Ați văzut ce frumos se vede, nu știu. Bă, îmi place. Oricum, are un potențial enorm. Drumul ușorul ăsta, pentru că vedeți, de la Alexandria poți să pleci iarăși în jos, mai era un drum aici spre Giurgiu, de undeva de pe aici, nu știu ce localitate era, dar cu siguranță când eu cred că e bine că se axează doar pe drumurile așa mai principale, să acopere cât mai mult de România și după aia se pot juca și cu alte drumuri, zic eu, care duc către aceeași destinație. Hai ca să spunem așa. Una peste alta, tot top rămâne. Ne vedem data viitoare, dragii mei, pentru că o să mai avem episoade. Avem București, deci de pe centura Alexandrei, de aici de unde suntem, o să plecăm până la Călăraș, iar de la Călăraș o să plecăm după aia Cernavodă și Constanța. Deci cel puțin încă două episoade vom avea pe această rută. Sau nou update numit 05 și bineînțeles la un moment dat o să facem și centura spre Giurgiu după aceea. Stați aproape, nu ezitați să folosiți butonul de like, share și bineînțeles să vă abonați. Harta versiunea 0.4, readuc aminte, o găsiți pe Discord la băieții ăștia și bineînțeles pe pagina lor de Facebook, aveți linkurile în descriere, dar v-aș sugera să intrați pe Discord. Acolo aveți toate informațiile, toate detaliile, băieții vă vor ajuta în orice privință, bineînțeles legat de hartă. Așadar, ne întâlnim data viitoare. Nu uitați, like, share și să vă abonați. La revedere, seara bună!